Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Oameni faini la Brașov, realizată în studioul Transilvania 365. Dacă ultima dată am stat de vorbă cu medicul profesor Vlad Ciurea, un om extraordinar, un om deosebit, de această dată am adus în platou un sportiv deosebit, un sportiv cu performanțe, o sportivă de nota 10. Bună seara, Mihaela Hogaș! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Nici nu știu cu ce să încep, că ai atâtea, ai adunat atâtea într-o viață scurtă, să zic, până la vârsta ta. Ești una dintre cele mai apreciate, mi-am notat, pentru că e lung șirul ăsta, ești una dintre cele mai apreciate sportive, deținătoare a recordului național pentru cea mai rapidă patinatoare. Ești multiplă campioană națională și medaliată în cupele europene și mondiale de patinaj viteză. La Cupa Mondială ai atins un nou record național. Zic bine, da? Să mă întrerup dacă cumva greșesc ceva. Ai fost medaliată cu aur. Ești campioană națională pe roră și pe gheață la 500 de metri, 1500 de metri, de câțiva ani buni. Prima întrebare. Cum a fost parcursul tău? Cine te-a influențat? Cum ai ajuns la patinaj? Pot să zic că a fost un parcurs normal și cu creșteri destul de normale. N-au fost creșteri bruște sau rapide. Așa că rezultatele mele le-au venit după câțiva ani. Pot să zic că la primul concurs, cred că eram locul 19 la primul concurs național. Eram foarte mică pe role, nu-mi dădea lumea foarte multe șanse. La câți ani ai ajuns? Am început la 9 ani. La 9 ani, da? Și cred că am început să câștig abia pe la 13 ani. Deci câțiva ani în gol. Mi-au trebuit câțiva ani și tocmai de asta știind că... Dar ani cu sacrificii, cu multă muncă. Eu știam că sunt foarte în spatele clasamentului, așa că a trebuit să muncesc foarte mult. De mică, cred că s-a fost și norocul meu că mi-am dat seama că trebuie să muncesc foarte mult, pentru că copiii trebuie convinși un pic diferit. Și am început să câștig și mi-a dat... Și s-a acordat și încredere... Mai probabil și antrenorul, a avut încredere în tine, a insistat. Da. Și mai ales familia care m-a susținut non-stop din spate și antrenorul din față. Da, corect. Cam câte ore pe zi muncești? Că e o muncă, în fond. Cred că între 4 și 6 ore pe zi. Noi facem două antrenamente de 2-3 ore în fiecare zi, în afară de duminică. Duminica aveți liber atât? Duminica avem liber, avem nevoie un pic să ne relaxăm. Când? Ce faci? Tot alergi pe undeva, te duci de mai... Se mai întâmplă să mai urcăm un munte, dar astea numai în unele săptămâni, dar de cele mai multe ori doar ne plimbăm sau încercăm să facem activități diferite. Putem să ne ducem în oraș, putem să ne dăm cu barca, depinde ce găsim. Am citit undeva în presă că poți prinde alerga undeva la 60 de km la oră? Da. Este sportul în care se poate prinde o viteză, adică cea mai mare viteză. Cât merg eu cu mașina prin oraș? Da. Și lama are... Chiar mai mult? Lama are un milimetru grosime. Deci este... Da, ai făcut o întrecere de genul ăsta? Nu am făcut întrecere, dar la fiecare cupă mondială arată pentru fiecare sportiv ce viteză are. Dar te-ai gândit la o chestie de genul să încerci să te întreci cu o mașină? Am încercat să facem asta, dar pe role. Pe role. Deci pe role ai încercat. Da, am făcut. Și ți-a ieșit? Chiar antrenorul, eu cu colegii mei, Bianca Stănică și Max Nedelea, noi îi spunem Max pe el, îl cheamă Cosmin, am încercat să facem o cursă cu antrenorul. Antrenorul, în timp ce schimba mașina, noi schimbam cu echipierul. Și până la urmă, noi am câștigat. Bine, nici antrenorul probabil că nu a dat ce a putut cu mașinile, dar a fost o experiență foarte faină. Cum e să fii cea mai rapidă patinatoare din România? Pentru mine este un lucru oarecum simplu. Eu îmi doresc mai mult de atât. Mă bucură și sper să le dea încredere, în special copiilor, acest lucru, să mă vadă pe mine și să își dorească să mă întreacă până la urmă. Da, corect. Te oprește lumea așa pe stradă să te întrebe de performanțele tale, adică copiii mai vin la tine să spună bravo, te felicit, ceva de genul ăsta? Oamenii necunoscuți nu, dar oamenii care știu patinaj, da? Pentru că patinajul nu este foarte cunoscut, da, mă mai opresc și chiar este atât de frumos, mai ales când părinții vin și mă felicită și îi văd și pe copii de multe ori cum mă privesc, cum câteodată mă și urmăresc la antrenamente ce fac, cum mă încălzesc, tocmai de aia trebuie să fiu promptă și mereu acolo.
Cum te simți când intonează imnul României, când se intonează imnul României, când na, ești premiată? Ce simți? În primul rând, eu iubesc foarte mult România și sunt onorată și fericită că pot să reprezint România și la fiecare concurs internațional, în primul rând că la concurs internațional reprezint și mai apoi la cupe mondiale, europene și la mondiale. Pentru mine este o plăcere doar să fug pentru România. Iar atunci când reușesc eu ca și româncă... Te-ai gândit să fugi și de România? Deci eu prefer. Da. Este și un punct sensibil pentru mine când vorbesc de România, pentru că, nu știu, aici este familia mea, aici e sufletul meu. Și nu te-ai mutat, nu te-ai gândit, nu ți-a trecut niciodată prin cap așa să îți iei toată familia și să pleci, nu știu, prin Australia, prin America, prin oriunde. Adevărul e că eu mă antrenez în Germania, da, adică stau într-adevăr foarte mult departe de România și atunci când vine România mi-este foarte drag. Într-adevăr, m-am gândit la diferite lucruri, dar nu știu dacă aș putea să le fac. Câte medalii ai obținut până acum? Știi numărul lor? Nu știu. În mare, părinții mei mai numără medaliile pentru că... Ei țin contabilitatea. Da, eu nu le număr, încerc... Tu ești doar mulțumită să le vezi acolo. Da, pentru că încerc să nu să trag linie. Să știi că sunt ale tale. Pentru mine este foarte important să nu trag linie. Ca atunci să știu că eu am o continuare. Da, ai momente când intri în camera ta și le iei, ți le mai pui așa la gât... Și nu, ești de tine. Încă nu, pentru că încă îmi doresc încă ești să mai câștig. Și tot câștigi. Da, și tot sunt acum în are rost. Probabil că peste 10 ani, probabil că o să vin să le probez. Îl mai văd pe nepoțelul meu, îi mai dau și se bucură și el. Dar pot să zic că naționale am peste 100 de medalii. La cupele mondiale am, mereu greșesc, cred că 12. Pe acolo. Dar nu vreau să mă opresc aici, așa că nu pot să țin numărătoarea încă. Păi, ești tânără, tot. Ai tot timpul în față. Ai o probă favorită? Da. 500 de metri, dar sunt între... Îmi place mult și 1000 de metri, așa că sunt mereu acolo. Nu mă las niciodată. Acum ești din nou campioană națională. La campionatul național de sprint de sfârșit în Germania te-ai impus și acolo. Și ai ocupat prima poziție. Urmează să cu cupele mondiale de seniori din Olanda și Finlanda, da? Nu greșesc. În Finlanda numai colegul meu, Max, o să se ducă. Eu mă duc numai în Olanda și mai apoi în Calgary, Canada. Ce obiective ți-ai fixat? Pentru mine, în acest an, este foarte important să îmbunătățesc tehnica. Acum, eu gândesc un pic pe long term. Mă interesează foarte mult Olimpiada de la Milano Cortina din 2026. Așa că fiecare an pentru mine este o etapă. Iar în etapa asta, cum este și în anul ăsta, îmi doresc foarte mult pe partea de tehnică, partea de forță, noi asta lucrăm foarte mult și bineînțeles de atunci o să se vadă și îmbunătățirile ca și timp. Pentru anul acesta eu îmi doresc să pregătesc și câteva surprize la europene, să sperăm că ne iese pregătirea și că o să putem să... Mihaela, cine te sprijină? Că trebuie bani. Pot să zic că financiar sunt sprijinită de clubul la care activez de când eram mică, CSM Corona Brașov. De asemenea și COSR-ul este alături de mine. Am avut și sponsor care mă ajută. Din păcate, federația noastră... Statul român, asta voiam să zic, te ajută cu ceva? Din păcate, federația are probleme foarte mari și nu sunt finanțată absolut deloc. Niciun patinator din România nu este finanțat de către Federația Română de Patinaj. Da, nu te-ai gândit de multe ori, pentru că anumite sporturi sunt finanțate și se bagă o mulțime de bani, iar unele sporturi nu primesc nimic. Eu nu am nicio problemă este cu celelalte sporturi. Sinceră să fiu, eu am crezut că toate rezultatele mele, chiar dacă sunt, nu, poate nu sunt mari, nu sunt mici, poate au fost la junior, poate au fost la under 23, eu am crezut că voi da un imbold și un impuls ca oamenii să aprecieze un pic și federația de patinaj și să putem să o reluăm și să... Este un pic mai complicat. Acum eu nu mai stau să mai fac speranțe pentru așa ceva. Am înțeles lucrurile astea și încerc să-mi văd de drumul meu. Nu o să mai stau să mai aștept. Ai sponsori din mediul privat, nu? Bănuiesc. Da. Că
care te susțin. Da, și încerc să-mi găsesc în continuare sponsori. Bineînțeles, nici patinajul viteză nu este foarte cunoscut, așa deci că nici să înțeleg că este greu. Este greu. Este da, dar totuși când te duci în fața lor cu atâtea medalii, eu sunt Mihaela Ogaș, cea care am câștigat, cea mai rapidă. Nu-i convingi? Mai ușor? Încerc să-i conving. Foarte mulți apreciază, mai ales că sunt și din Brașov. Și sportivă, și frumoasă, și toate calitățile. Da, dar este mai ușor cuiva de la fotbal, de exemplu, care este televizat non-stop să-și găsească sponsori. Da. Să vorbim un pic și despre persoana Mihaela Ogaș. Ce faci tu? Ce-ți place în timpul liber? Unde te duci? Ce mănânci? Bei Coca-Cola? Ești la fel ca noi? Nu există. Mănânci dulciuri când vrei. Eu nu știu dacă stilul meu de viață este din cauza că sunt sportivă sau că așa m-am născut. Încă încerc să-mi dau seama. Nu beau cola, dar nu beau cola nu din principiu. Nu-mi place gustul de cola. În general nu beau sucuri. Așa se audă și copiii care urmăresc. În general eu nu beau sucuri. La fel, dacă mănânc ceva dulce, dacă este de proastă calitate, mi se pare că nu are gust foarte bun. Dar încerc să-mi țin un regim foarte strict. Nu neapărat din cauza că sunt sportivă, dar așa mă simt eu cel mai bine. De multe ori, atunci când mănânc ceva, să zic fast food, că se întâmplă, nu mă simt foarte bine. Nu știu dacă e de la cap, dar organismul meu simte că nu mai are energie de la fast food. De la Coca-Cola simt că nu mai pot să dorm. Adică eu, având un regim normal de sportiv, atunci când beau și mănânc toate lucrurile astea, deja simt că sunt dezechilibrat. Da, bei așa când par de vin. Ai momente când vrei să bei, pur și simplu, să servești un par de vin. Da, chiar la ziua mea am ciocnici. Adică o dată pe an. Nu, dar se întâmplă la ziua mea sau mai e vreo zi de naștere. Ai un vin preferat? Nu, deci la toate sunt la fel. Da, nu, chiar nu mă pricep. O mâncare preferată? Îmi plac foarte mult pastele, îmi place foarte mult orezul. Sarbale? Chestii din astea, nu? Nu sunt cu mâncarea românească foarte tare. Nu? Nu. Ce mâncare din afară? Tocmai ce ziceam, pastele îmi plac foarte mult. Îmi place mult mâncarea chinezească și italiană. Arabească? Arabească nu știu dacă am încercat, am început să mănânc indian, am început să mănânc niște japonez, dar românesc e doar gust. Pentru mine mâncarea românească este doar pentru sărbătoare, dar nu este nici de cum pentru mâncarea de zi cu zi. Ai un loc preferat în Brașov? Unde te simți tu bine, unde te încarci pozitiv, unde, nu știu. Nu știu ce să zic, dar... Unde te simți tu cel mai bine? În afară de casă, că bănuiesc acasă... Mie îmi place foarte mult sub Tâmpa. Da? Da, îmi place piața. Mai și alergi pe acolo? Mai și alerg, de multe ori îmi amintesc că antrenorul ne punea, urcăm scările acelea, trebuia să urcăm și pe Tâmpa, aoleu, era destul de complicat, dar mie îmi place atât de mult Brașovul și când ajung în Brașov, nici nu trebuie neapărat să îi văd neapărat pe oameni, dar faptul cum este natura și cum, nu știu, cum văd și Tâmpa acolo și cum este amenajată și strada, pentru că nu avem nici tramvai, îmi dă o energie foarte mare. Și eu mă simt ca un turist în Brașov. Sportivii au un program încărcat, dar totuși mai evadezi și în străinătate, nu? Te mai duci așa câte un weekend, mai pleci, mai fugi, unde îți place? În vacanță? Da. Nu prea am reușit să merg în vacanțe, pentru că am fost focusată foarte tare pe ce aveam și nu simțeam că am energie și nu simțeam că m-aș fi bucurat de vreo vacanță, așa că nu am reușit încă, îmi doresc să plec, dar tocmai din cauza faptului că sunt plecată non-stop, atunci când prind o perioadă liberă, cum este la mine între sezoane, încerc să rămân acasă, încerc într-adevăr să mai dau o fugă până la mare. Dar, momentan, vacanța este acasă. Marea sau muntele? Eu fac sport de iarnă. Eu fac sport de iarnă, e ciudat. Pentru că non-stop... Îți place și marea. Da, eu non-stop sunt pe gheață, dar îmi place și căldura. Părinții tăi te încurajează, bănuiesc. Părinții mei sunt foarte mândri. Fericiți, mulțumiți, mândri. Da, mai ales când vin acasă și dragi de ei pregătesc mâncare, ce știu că mi-e plac foarte mult fructele și mi-au cumpărat toate murele, afinele, toate sunt foarte drăguții, mă așteaptă foarte mult acasă,
mă sună non-stop, mă felicită, mă întreabă, ei știu și timpii, au început să înțeleagă patinajul atât cât au putut. Mi-e pare rău că nu pot să le arăt de fapt ce este patinajul live. Îmi doresc foarte mult să-i aduc cu mine în Germania să vadă, să vadă această parte a vieții mele. Pentru că ei știu într-adevăr ce fac, dar nu m-au văzut niciodată în mediul acela. M-au văzut numai online când mai concuram, dar niciodată să stea în tribună. Și atunci când mă ridic să mă uit spre ei, este unul dintre... Deci asta îți dorești, dacă ar fi ceva ce îți dorești foarte mult. Da. Chiar cred că anul viitor o să reușesc să mi-aduc toată familia, cu sora mea, cu... Urmezi o facultate. Am terminat facultatea. Ai terminat-o? Da. Da? Ce facultate ai făcut? Am făcut marketing, am absolvit și licența și master. Și mai apoi am absolvit performanță sportivă și management în sport. Deci m-am dus un pic și pe partea de sport. Da, exact unde mergi tu și ce faci tu. Am încercat un pic să combin și marketingul cu sportul. Chiar mi-am făcut și disertația în marketing sportiv. În perioada liceului, în facultate, cum au fost profesori, înțelegători, colegii? Te susțineau, se uitau cu invidie la tine... Adevărul este că am avut noroc în liceu, pentru că atunci a trebuit să-ți faci prezențe și atunci a trebuit să fii foarte mult la școală. Iar eu trebuia să plec în Germania. Era un pic destul de dificil, că nu voiam să las școala pe patinaj, dar nu voiam să las patinajul pe școală. Și așa am încercat să le duc mereu în combinat. Paralel. Da, am încercat să le duc mereu în paralel. Și colegii mei, cum am avut și aici noroc, cred că, de niște colegi foarte... foarte, foarte susținător și îmi trimiteau lecțiile, iar eu în cantonament scriam. Și da, deci te-au ajutat, te-au susținut. Da, culmea, când ajungeam la școală, îmi trebuia numai câteva ore să mă acomodez un pic, să-mi aduc aminte materia și se întâmpla de multe ori la matematică, după o oră să le explic eu colegilor niște exerciții. Dar am fost foarte... Pentru mine a fost foarte important să țin și școală. Și chiar făcusem cu părinții mei... Păstrez un echilibru între cele două. Pentru că trebuia să am un backup. Nu am vrut să mă duc doar pe sport sau doar pe școală. Mi-a trebuit neapărat să am baza. Educație și sportul. Și baza educației este foarte importantă, orice domeniu aș fi ales. Așa că știu că notele poate nu sunt foarte importante, dar doar ca să mă țin acolo, în școală, eu am convenit cu părinții mei în liceu ca în fiecare semestru și în fiecare an școlar să trebuiască să termin peste 9. Ai avut și un target așa, nu? Bineînțeles, ca să... Nu neapărat că e foarte importantă nota, dar ca să rămân focusată și pe școală. Pentru că poți să le faci pe amândouă, mai ales când ești copii, pentru că ai atâta energie și ai atât de mult, ești ca un burete, poți să absorbi atât de mult și, până la urmă... Ai vreun regret în toată perioada asta că poate te-ai ocupat foarte mult în zona sportivă și ai lăsat altele, nu știu? Regretul meu este că nu s-a reușit încă în patinaj să se facă ce ar fi trebuit. Și sper că pentru viața mea personală să nu am regret încă. Eu nu dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce ai schimba? Nu știu dacă aș fi putut să schimb pe federația. Nu știu asta. Conducători sau Nu știu dacă aș fi putut să schimb să fie o federație normală la noi. Pentru că eu văd pe nemți, pentru că acolo îmi petrec cel mai mult timp și de multe ori la ei veneau cu echipament și noi trebuia să ne cumpărăm singuri și să ne scriem România sau să facem ceva. Să avem toți la fel. Și vedeam pe ei și totul le venea la nas și noi trebuia să muncim pentru fiecare lucru. Și mai apoi să-i batem, adică nu era corect pentru noi. Mai ales că noi eram foarte mici și era foarte greu să înțelegem asta. Plus că noi când ne-am dus în Germania, nici măcar nu aveam echipament la fel. Așa că ceilalți ne vedeau un pic diferiți. Și cum între timp să înțelegem chestia asta? A fost ciudat, mai ales fiind adolescenți, copii chiar, să înțelegem asta. Dar cred că ne-a dat totuși o putere. Și toți din România, toți sportivii de România, avem foarte mulți sportivi, copii, de la copii până la seniori, cu tot cu antrenori care vin până în Insel, Germania, să concureze la campionatul național. Vin 13 ore cu mașina, dacă este rapid, până acolo și vin 100-200 de copii. Doar ca să fugă, să reușească.
Și mulți copii nici n-au bani neapărat ca să vină până acolo. Corect. Problema financiară. Ce gânduri ai pentru viitor? Ce planuri pentru următorii ani? Cum spuneam, pentru mine este foarte importantă următoarea olimpiadă. Acolo este... aș vrea să fie apogeul carierei mele. Iar până atunci sunt niște etape de parcurs. Bineînțeles că am și obiective intermediare, cum sunt campionatul european. Bineînțeles, eu îmi păstrez campionatul național, încerc să-mi păstrez titlurile, încerc să-mi bat recordurile. Astea sunt oricum niște obiective care nu o să se schimbe niciodată. Ele sunt orice ar fi. Dar, pe plan internațional, îmi doresc pentru cupe mondiale, pentru europene și pentru mondiale, îmi doresc să aduc România foarte în față. Ai un sportiv preferat? Am atâția sportivi. Eu urmăresc și alte sporturi. Încerc să mă inspir de la oameni în general, nu trebuie să fie neapărat sportivi. Român și cineva de străinătate. Urmăresc poveștile lor. Pot să zic repede câte 5. Îi îndrăgești foarte mult. Ponor, Halep, Hagi, Comăneci, din afară pot să zic, îmi plăcea mult Codaira, Shane Davis, Sven Kramer. Deci ai mai mulți. Că în general când întreb pe cineva, se ferește să dea un nume concret, că nu știu, că mă gândesc, tu imediat ai găsit. Am, pentru că sunt oameni pe care îi apreciez și m-am uitat foarte mult la sportivi români care cumva erau în situația mea. Poate nu au atâtea probleme la federație, poate nu cu care au rămas modele pentru și care și totuși au reușit. Următoare. Cum este și Cristina Neagu. Bineînțeles, în handbal poate nu sunt problemele ca în patinaj. Dar sunt sportivi care chiar au reușit și eu vreau să îi urmez pe ei. Nu vreau să mă uit la sportivii care nu au reușit sau să zic că până la urmă ăsta este nivelul nostru. Nu, noi trebuie să ne uităm la cei de mai sus. Într-un fel e și stimulată. Exact. Asta. Crezi că România se investește în sport destul? Nu cred. Eu antrenându-mă foarte mult afară, eu știu ce bugete au ei, știu ce au și rezultatele lor nici măcar nu sunt pe jumătate cât au. Și rezultatele noastre sunt dublu față de cât avem. Un pic ar trebui să egalăm. Eu cred că și Brașovul are foarte mult potențial în sport. Da, apropo de infrastructura sportivă din Brașov, Cum o vezi? Eu cred că Brașov are foarte mult potențial pentru ce este Brașov, mai ales pentru potențial. Sportul. Infrastructură există? Potențial are, categoric. Eu pot să zic de Brașov, în patinaj viteză, că noi, în Poiana Mică, am avut niște olandezi care au măsurat presiunea atmosferică și altitudinea și au spus că dacă s-ar fi construit un patinoar normal, cum este și cel din Germania, în Poiana Mică, ar putea să fie cel mai rapid patinoar din lume. Tocmai din cauza presiunii atmosferice și altitudini. O noutate. Nu prea este noutate, pentru că noi am mai spus asta. Da. Și ar putea să fie și dacă noi, în Brașov sau în România, am avea cel mai rapid patinoar din lume, nu doar că am putea să promovăm mai spus, foarte dacă mult nu se întâmplă nimic. Turismul, se pot organiza evenimente foarte mari într-un patinoar, pentru că patinoarul are un tur, are 400 de metri. Asta înseamnă că e destul de mare. Ar fi de 4 ori mai mare decât un patinoar. S-a discutat acest lucru cu factorul decidenți din Brașov? Nu știu, eu sunt prea mică ca să vorbesc. Nu ai cunoștințe despre asta. Da, cum vezi Brașovul ca și, nu știu, momentul de față? Cum ți se pare față de alte orașe? Pot să zic că am fost în câteva orașe. Nu știu dacă am apucat să le vizitez, pentru că eu mă duc în țări, dar nu prea ies din cameră și din patinoar. Nu apuc foarte mult, dar Brașovul este extraordinar și cred că și oamenii. Este diferit. Eu simt și când sunt sincer prin țară. Îmi dau seama când sunt în Brașov și când sunt în București, de exemplu. Și în trafic. Bucureștiul categoric. Toți ne dăm seama când ajungem în București. Da, și oamenii sunt chiar mai calzi în Brașov. Acolo sunt mai recalcitrat, mai răi, mai... Probabil și aglomerația, nu răi neapărat, dar sunt probabil și aglomerația. Poate și stresul mai mare, exact, dar stresul... Brașov, oamenii sunt relaxați. Și asta este foarte... Muntele. Da. Aerul curat. Aerul, bineînțeles. Când nu miroase. Și suntem și se mai întâmplă. Din păcate avem și părți proaste, dar asta e. Asta sper să se rezolve în viitor. Ce poți să le transmiți tinerilor? Ce le transmiți tu tinerilor din Brașov?
copiilor? Pot să le transmit, în primul rând, despre patinaj viteză, că dacă ei s-ar apuca de sport, ar avea niște oportunități extraordinare în viață, chiar dacă patinajul viteză nu este știut. Nu e neapărat că un copil trebuie să se apuce de un sport foarte popular. Nu, patinajul viteză este un sport, în primul rând, individual, dar sportivii se antrenează în echipă. Asta înseamnă că învățăm și să lucrăm în echipă, dar învățăm și să fim pe propriile noastre puteri. Învățăm să... Până la urmă, noi o să ieșim foarte mult din țară. Patinajul viteză deja este patinaj viteză în Germania, dar cu români. Da. Așa că ei pot ieși din țară. Ce se întâmplă în Germania nu ar învăța niciodată dacă am avea un patinoar aici. Noi cred că am avut și o oportunitate. Dacă aveam patinoar aici, nu am fi știut ce se întâmplă de fapt în Germania și care sunt metodele de antrenament. Da, corect. Și, bineînțeles, disciplină, faptul că nu o să cunoască oameni de o calitate foarte slabă, nu sunt anturajerele. Pentru mine, pe mine m-a protejat sportul. Pot să zic că mă salvează, m-a salvat. Nu știu ce aș fi făcut fără sport, nu știu pe ce drum aș fi mers și asta este general valabil pentru, cred că, toți sportivii. Cu alte cuvinte, lăsați telefoanele, tabletele, ieșiți în fața blocului cu mingea, cu orice faceți, orice sport, nu mai faceți mișcare, să nu stați în casă. Un gând pentru brașoveni, un mesaj, ai? Da, dacă pot să ne susțin în continuare, ei sunt niște oameni foarte, foarte faini și să sperăm că o să ne mai auzim și cu rezultate mai bune. Mihaela, îți mulțumesc tare mult că ai venit în emisiunea noastră. Mulțumesc, dragi brașoveni! A fost Mihaela Hogaș, o sportivă de nota 10. Vă aștept în continuare să urmăriți emisiunile noastre Oameni Faini la Brașov și nu uitați să citiți Transilvania 365. Mulțumesc și seară frumoasă!